Tate, ce-ți fără de noi să ne mutăm în alt oraș, în altă țară? Peste mari și țări. Am vrut să vă facem o surpriză. Hai, nu vă supărați, trebuie să ne grăbim. Ne așteaptă la noua voastră școală. Trebuie să dați examen de admitere. Iar după masă trebuie să mergem cu Matei și Ionuț la noua lor grădiniță. De rabunaților, ce le spunem că ne-am mutat? O minciună! Le zicem că aici m-au transferat cu serviciul. Păi tu nu ești în Consiliul de Îngrijire a Copilului? A Mihaelei? Da, dar cine o să știe asta? Și până la urma urmei mă angajez să fie cât mai credibil. Dragi abonați, voi ce părere aveți? Ar fi bine să ne mutăm cu traiul în altă țară. Dar abonații care vor să ne întâlnească, cum vor face? Vor veni peste mări și țări? Vezi că unii lasă și casă, și masă, și serviciu, și școală. Și vin la sute de kilometri doar ca să trăiască lângă noi. Uite, așa ar putea să se mute și aici, în Grecia. Da, și priviți câte terenuri sunt libere. Și aeroportul este aproape. Perfect pentru abonații noștri. Și pentru ce să fac asta? Întreabă-l pe ei sau abonații, căci ei pricep cel mai bine. Și apropo de școală, la fiecare final de vacanță de vară, voi ne organizați nou un challenge, părinții spun doar da. Și anul acesta nu poate fi o excepție. Iată, anul ăsta nu avem timp de acest challenge. Și mai cu seamă că ne grăbim și toate trebuie să le punem la cale. Hai, Melissa, vă rog frumos, urcați în mașină. Ba dimpotrivă, pentru că voi singuri ați decis mutarea. Challenge-ul va fi și mult mai sever. Da, Mircea, ai dreptate. Pregătiți-vă! Și apropo, treaba cu mutatul nu este bătută în cuie. Nu mami și tati decid noi unde să locuim, ci toți abonații noștri. Bine, Melissa, acceptăm. Doar urcați mai repede, nu vreau să întârziem. Chiar din prima zi. Am uitat să torn combustibil! Hai să ne mutăm într-o cealaltă! Mai repede! Am o idee pentru challenge-ul 24 de ore, părinții spun mai da! Suntem salvați! Da! Mami, cât timp mai avem? 10 minute! Mai puțin, chiar 9! Grăbiește-te, tati! Grăbiește ce ambuteiaje să-i văd în față! Și în ce limba ar trebui noi să studiem la școală? Melissa, nu-ți fie griji! În limba engleză! Este o școală internațională! Eu în engleză am emoții! Nu cred că mă voi descurca! Cum v-ați descurcat până acum, așa va fi și mai departe! Doar că eu am emoții! Uite ce ambuteiaj! Și sigur întârziem! Dar cel mai important, școala se află chiar în centrul orașului! Veți sta în cel mai fain loc! Vorba cântecului! Cât ar fi școala de tare, dacă s-ar muta la mare, de la ore nu am mai chelit. Stai că mai avem încă 3 minute, tati! Lăsați voi muzică! Îmi scriu de la școală, tati. Zice că întârziem. Mami, ce să-i fac dacă e ambuteiaj? Trebuie mai devreme să ne pornim de acasă. Dar îți imaginezi cum vor fi ambuteiajele pe timp de școală? Nici nu vreau să mă gândesc. Ce-i drept, mami, atunci nu vor veni atât de mulți turiști. Posibil. Ceva s-a întâmplat? Totul este ok? Nu s-a întâmplat nimic grav. Doar că GPS-ul a corectat ora. Și scrie că vom ajunge cu 30 de minute mai târziu. Ce? Așa, prima noastră dorință. Nu vrem să mergem la examen. Da sau nu? Ce? Vreți să puneți în pericol studiile voastre? E foarte important, Mircea. Tati, nu-ți fă griji. Lasă că eu le... Apropo, ne-am amânat pentru altă zi. Perfect. Ne îndeplinim dorința. Cine a zis că astăzi neapărat trebuie să mergem la examen? Da, nu mergem la examen. Perfect. Acum ce facem? Ne întoarcem înapoi acasă? Desigur că nu. Ne pregătim de următorul challenge. Care? Back to school în Grecia. Cumpărăm rechizite, haine. Pentru școală. Bine, atunci și mergem la un mall. Vreți la mall, copii? Inițial să-l vedem, iar apoi voi spunem da sau nu. Totuși, mami, noi ar trebui să ne gândim serios la procurarea a cel puțin două motociclete. Da. Altfel pe aici, mi-e frică că întârziem noi.
copiii la școală dimineața. Cu siguranță nu ne descurcăm cu mașina. Bun, da! Vrem cu motocicleta! Va fi extrem de distractiv! Eu am senzație, mami, că aici nu prea există reguli de circulație rutieră. Pentru orice eventualitate, eu zic mai bine să luăm și rucsacul cu noi. Ce lift e ăsta? E un lift interesant. Ce trebuie să cu ieșim? Și cum împingem? Eu 1900. Deci e mult mai atent. Căutăm rechizite. Am spus doar dacă îmi va plăcea magazinul. Oh, să ne cu jocuri. Chiar? Hey, unde v-ați pornit? N-am înțeles. Da? Păi nu. E challenge-ul nostru, nu al vostru. Da, da, da. Desigur puteți merge la jocuri. La calculator. George, trebuie să mergem la școală și la grădiniță. Tu ai uitat? Mami, tu ești împotrivă? Da, dar sunt jocuri la calculator. Mami, copiii noștri știu foarte bine când să zică da și când să zică nu. Când să stingă și când să oprească calculatorul. Așa-i? Da, știm. Wow, calculatorul acela este al meu. Ba nu, al meu. Eu aici. Ce căștii pe urmă? Melissa, ce jucăm? Habar n-am. Nu știu cum tu, dar eu mă joc cu fotbal. Iar eu vreau să fac curse cu mașini. Acesta. Melissa, pentru început să facem comandă de mâncare. Dar de unde? Deci din meniu. Melissa, ce suc să iau? Suc dintr-acela. Ăsta? Păi voi ați spus doar jocuri, nu și mâncare. Ce e asta? Da sau nu? Da, copii. Mami, lasă-i în pace. Haide mai afară. Dar eu vreau și ceva mâncare. Ia burger. Da? 3. Perfect. Tati, cum de-ai acceptat așa de rapid ca ei să se joace? Eu sunt împotriva jocurilor online. E simplu, copii au ocupații și la jocuri timpul merge foarte rapid. Iar noi, între timp, ne putem duce până la școală, să mergem după copiii ceilalți, să-i luăm de acasă și mergem la grădiniță și... Uite, mami, că așa 24 de ore părinții spun da, a trecut foarte rapid! Zebra asta îmi arată fundul! Hei, zebro! Oricum, anul ăsta nu m-am gândit că vom face acest challenge. Oh-oh, văd o frizerie. Poate mergi să te tunzi, tati? Da, nu mai tunde tu, mami, pe mine. Tati, eu zic urgent și acum. De altfel, cum se vor uita la școală și la grădiniță? A venit mâncarea și toată este a noastră. Mie îmi place challenge-ul ăsta. Și mie la fel. Trebuia, mami, programare. Uite, asta e. I-am zis pentru poimâine la ora aceasta. Și sucul! Stai mașinuță un pic, că vreau să-mi beau sucul. Și acum a venit timpul și la burger. Delicios! Dar nu cam rețeți ieșit. Mai aveți timp. La jocuri trebuie să știi ajunge. Ei știu, tati, că noi ne grăbim. Acum voi să ne spuneți, unde mergem mai departe? Noi vrem să ne distrăm prin oraș. Aveți idee pe unde putem pleca? Uite, aici era un teren cu topogane pentru copii. Acolo un teren de fotbal. De fotbal, da. Voi alegeți. Teren pentru copii? Dar noi deja suntem prea mari pentru ele. Stadion de fotbal? Că nu joacă nimeni? Bine, noi mergem cu mașina, iar când voi vedeți ceva interesant pentru voi, ne spuneți și noi ne oprim. Bine, oriunde? Oriunde! Vrem chiar acum înghețată! Da! Sau nu? Da, chiar acum! Toți oprește! Mă, nu să opresc! Trebuie să găsim un magazin care să-mi vândă înghețat! Nu pic undeva, dar hai că opresc aici undeva! Uite aici! E ok, mami? E bine? Hai, coboară, mami! Hai, pe jos!
imediat. Acum vă aduc înghețată. De care înghețată să le cumpăr? Voi aveți vreo idee? Știi ce? Eu plec să văd ce fel de înghețată cumpără mami. Și eu să fie gustoasă. Și poate și mai scumpă. De care să le aleg? Le voi lua de toate câte una. Să nu se supere. Și să nu oprească challenge-ul. Așa, ce ai aici? Asta e bine? Da. Acum ești mulțumit? Da. Tot și eu ales o plasă plină cu înghețată. Ne este frică să nu ne ajungă. Vrem chiar acum! Înghețată! Înghețată! E rămâne înghețată ce e? Le dau, le dau! Repede, repede! Înghețată! Ține! Așa! Wow! Voi? Desigur! Aveți? O, mulțumim! Ține, tate! Te voi mai ales faceți! Imediat! E rece ca gheața! Dar nu lingem ce o sugem! E tupit deja! O, noi vrem cu barca! Plecăm cu ea, da sau nu? Dar nu era preconizată o excursie cu croazieră. Noi vreau să mergem în oraș, să vizităm orașul. Da, ori nu? Da. Haideți să mergem. Pornim! Se pornește croaziera! Ce fain! Wow! Și am plecat, mami? Da, cu challenge-ul ăsta al lor vom ajunge departe. Da, mergem cu barca și cu croaziera. Wow! De cât am Cum așa, Melissa? Uite da. Câtă lume este pe vasul da ăsta! Da sau nu? Nu putem să cerem capitanului una ca asta! Da sau nu? Toate, du-te și întreabă capitanul. One eternity later. Ușuriel? Ha? Mulțumim, thank you! Wow! Cât de fain arată aici! Ce plajă! Wow! Ce bine că mami și tati au acceptat challenge-ul! Da, și acum putem să ne distrăm toată ziua aici la plajă! Eu ador această culoare! Doar că valurile sunt pe măsură! Totuși aici este plajă dublă! Mircea, vino încoace, am găsit ceva! Acolo plaja este și mai adâncă! Vreau! Ei, nu e voie! E foarte adânc! Unde plecați? Mami! Noi avem voie acolo, da sau nu? Veniți challenge-ul chiar acum! Da sau nu? Atent, vă rog frumos! Yeah! Mami trebuie să se pregătească să intre în apă! Dar eu ador și peisajul! Este minunat! Hei, mami! Te bagi și tu în apă, da sau nu? Un pic mai târziu! E voie? Ok! Dar să te ții de cuvânt neapărat! Deja nu îi văd! Voi vedeți? Unde e Mircea? Unde-i Melissa? Challenge-ul ăsta... Acum vrem înghețată! De unde să-ți iau Mircea aici înghețată? Și acolo e un rând enorm! Poate te răzgândești!
da sau nu? Hai, mami, că nu avem altă șansă. Luăm rucsacul și hai să stăm acolo în rând. Totuși e atât de mică apă, dar eu pot înota. Ei se bălăcesc, iar noi stăm în rând, la înghețată. Iată așa, pe plajă. Avem de stat cel puțin jumătate de oră. A zis că vor câte două de fiecare. N-a durat nici două ore. Hai, mami, deja trebuie să plecăm. De ce atât de greu? Unde este înghețata noastră? Wow! Mulțumim! Mergem cu ea în apă! Să gândim toți peștișorii! Peștișorii! Cine vrea? Peștișorii! Așa am văzut foarte mult peștișori. S-o speria de noi! De la aici. Delicios! Unde mai vreți să ne cărați? Înapoi pe croazieră și apoi plecăm în altă parte. Melissa, dar privește ce drumuri sunt aici! Mie îmi plac foarte mult! Ți-ți plac, dar noi nu mai putem. Ce gusturi au ei! Mai pietre! S-au pornit și apă n-au luat! Cât avem de ridicat! Aici este stâncă! Nu plajă cu nisii! Dar eu vreau să înot până la acele vârci! Îmi permiteți, da sau nu? Aici e doar stâncă, ce-i cu voi? Adulții și practic nu se pot descurca, că să treacă în partea cealaltă, Melissa. Eu zic să o lași. Da sau nu? E treaba ta. Da. Yeah! Să vedem. Pietrele acestea sunt foarte lunecoase. Mai bine îmi iau sandalele. Să te rog mai atent, nu te grăbi, uite ce pietre mari! Eu am o provocare pentru voi! Să vă faceți poză la acel stern de acolo de sus! Ce? Până acolo nu ne iasă ochii și plăcintele pe care am mâncat recet în vaporul ăsta! Și am putea să reușim la croazieră și rămânem aici pentru totdeauna? Da, ori nu! Mami, am o idee! Ce? Facem un Photoshop imediat! Ne punem la umbră și facem niște poze. Și le spunem că am fost. Că am fost. Tati, eu zic aici să facem pozele. Mai departe nu mergem, eu am obosit. Oricum acolo sus nu urcăm. Mami, până aici ce am obosit. Zici că dau ortul popii. Hai să-ți fac, mami, poză. Lângă cactușii ăștia. Oare sunt cactușii ăștia, tati? Hai, mami, gata, oprește-te. Nu mai pot. Așa, mami, așa un pic mai face. Perfect. Așa e bun, mami. Și acum, fă-mi tu mie, mami. Hai. Uite ce idee lignor, mami, în cap. Să urcăm tocmai acolo. Așa. Da, super. Super stearc. Perfect! Tati, dar avem o problemă. Nu avem aici conexiune la internet. Și de unde să luăm poza cu steagul? A? Cum să o edităm acum? Mami, mergem la croazier. Acolo este internet. Le zicem lor că ceva la telefon s-a descărcat, îl punem la încărcat chipurile. Și după aceea le facem noi acolo, le photoshopăm și le lipim. Ați făcut poză? Am făcut, dar că vă arătăm un pic mai târziu. S-a descărcat telefonul. Îl punem la încărcat în croazieră și vă arătăm câte poze am făcut acolo. Ce am obosit deja până acolo urcând. Primul chiar acum la valuri, da? Ce-am în față? Eu nu mai rezist încă o dată. Eu v-am întrebat, da sau nu? Da, mergem. Vas că nu a mai rămas mult din ziua de astăzi.
Melissa cu Mircea au crezut că vor avea iarăși valuri din alea puternice, dar nu a fost să fie. Marea este prea liniștită. Înapoi drumul m-a supărat. Tati, vezi dacă n-a apărut cumva internet. A apărut. Eu deja am găsit și poză potrivită. Ce poză? O poză cu Mane mai de mult. Iată și prima coafură a Mihaelei. Deja i-a crescut părul. Acum ne preluăm pozele noastre și le lipim peste poza pe care am găsit-o. Hai, tati, ți reușește? Tati, tu sigur n-ai fost aici? Melissa, vin să vezi. Uite că m-am făcut poza la drapelul de pe putreață de pe ground blusa, vezi? Super! Dar cum ați ajuns atât de rapid acolo? Melissa, așa, într-o suflare. Încolo și înapoi. Am reușit. Data viitoare vă duceți voi în locul nostru. Când 24 de ore, vă spune copiii, da. Hai, lăsați voi! Încă nu s-a terminat challenge-ul nostru. Micirica, astăzi ne-a parvenit încă o ofertă, încă o casă din Grecia și ne-au propus să o testăm. Și am înțeles că se află chiar pe malul mării. Ce zici? Poate ne mutăm acolo. Eu zic să testăm și să vedem, să facem un plan comparat. Și dacă ne place acolo, ne mutăm acolo. Da. Melissa, tati zice că am mai primit o ofertă de la agentul imobiliar de aici din Grecia. A găsit o casă mai aproape de mare. Sau chiar pe malul mării. Eu zic să mergem și acolo, să vedem și pe asta. Să văd. Mami, eu vreau mai sus. Nu ajunge vântul până la mine. Vreau să-l simt mai mult. Cum mai sus? Asta nu-i suficient? Păi nu știu, îmi scot centura și mă pun pe genunchi. Nu, asta nu se acceptă. Atunci mă pun pe chilostrii, dar cu centura pusă. Ok, așa? Nu, nici de cum nu. Nici nu încerca. A, nu? Da sau nu? Melissa, maxim posibil poziția turcului. Okay. Și atât. Da, și pe chilostrii. E ok așa? Mhm. Uite cum fac. Așa. Wow, m-am ridicat foarte sus! Sunt mai înaltă decât tine! Gata, gata, suficient! E bine așa? E suficient, da sau nu? Gata, da! Perfect! Yeah! Acum ridică-te și tu mai sus! Nu, eu altfel nu ajung la pedale, nici de cum! Bine, dacă vrei să ne oprim aici, în mijlocul drumului, facem asta. Tati, mai departe vreau să merg în părbagaj. Cu părbagajul deschis. Mircea, noi facem challenge, dar nu încălcări de legislație. Și, în al doilea rând, Mircea, nu este sigur pentru voi. Un părbagaj stă doar bagajul. Oamenii stau în mașină și cu centură. Iată, aici challenge-ul nostru. Probabil că s-a terminat. Eu spun... Stop! Am glumit. Vezi, Mircea, cu așa glume, vrei să mergi pe jos. Tati, noi vrem la altă casă. Atunci! N-am înțeles. Păi, noi la altă casă și mergem. Să fii de ce, n-am înțeles? Fetelor, noi deja mergem la altă casă. V-am spus că ne-a sunat un nou vânzător și a spus că ne invită să testăm și casa lui. Ok, atunci este perfect. Perfect! Doar mofturile voastre le îndeplinim. Of, copiii ăștia! Și challenge-ul ăsta, da sau nu? Pe sfârșit de vacanță. Foarte fain! Da sau nu? Da. Facem și mâine challenge-ul, da sau nu? Da, ce spun abonații, da sau nu? Scrieți în comentarii da. Așa, acum alegem pește, să fie cât mai mare, da sau nu? Mare nu! Da, cu piele foarte grasă sau pe grătar. Este peștele leu din specia scorpinei și sardinele. Uuu, mai mulți aici! Deci care, Melissa, alegi? Acesta, cel mai mare pește! Da,
ciudă. Chiar acum vreau să se coreze peștele. Și eu vreau să mănânc Mr. Potato. Enjoy. Misiune îndeplinită.